Thank God for this loving and merciful time of worship. Next song talks about God's love and favor for us and us wanting to be close to Him. And I want you guys to think about something, how God's love never fails us, how God's mercy never ends. A couple weeks ago, we went to a homeless shelter, and they told us that a couple of the people there were dropped off years ago by their kids, parents, grandparents, dropped off by their kids who no longer wanted to take care of them. There was a lady there, she was Filipino. She was living at the shelter for over 16 years, still doesn't speak English, doesn't have
one family member there. I think it's a blessing that we have a God that His love never fails us. His love never ends. His mercy never ends. You think about it, you know, as family members, you would never contemplate leaving your parents at a homeless shelter. Some people still do, and I want to pray that a lot of times we remember that when we're working in ministry, when we're working with one another, and things may get hard. Life may seem difficult, may seem busy. Just like our Father's love never ends for us, I want you guys to be vigilant and to be stronger in your faith, in your love for others. And I pray that through this song, you guys are inspired to have a closer relationship. No.
I am. Frumos au cântat tinerii noștri, păcat că noi nu știm engleză, dar am văzut aici în partea asta stângă cel puțin vreo 10 mâini așa ridicate în sus. Cei care ați ridicat mâinile sus, ridicați-le încă o dată, vă rog frumos, tineri, dați și ridicați mâinile în sus, oameni buni. You know what? Așa, eu, dacă voi ridicați mâinile în sus și vreți ca să cântăm în engleză, vă lăsăm să cântați numai să vă umple Domnul cu Duhul Sfânt. Pe biserica mea, vă rog frumos. Yes, e foarte greată această tranziție, dacă vreți, de la românească la engleză, dar trebuie să o acceptăm pentru că tinerii noștri înțeleg mai bine engleză decât românește. Totuși, vorbim aici limba maicii noastre și dorim din toată inima ca Domnul să binecuvinteze românii. Amin. Românii care vorbesc limba română. Și românii care vorbesc limba americană, engleză. Slăvit să fie Domnul! Ne bucurăm să fim împreună, copiii Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze, vă spun din toată inima, vă spunem un călduros bun venit la Biserica Philadelphia din Atlanta. E Biserica Domnului, nu este a noastră, nu este a oamenilor, e a Domnului. Pentru că El a murit la cruce pentru ea, de aceea ați venit la Biserica Domnului. Și noi am vrea ca Domnul să se folosească de noi, Dumnezeu să ne ungă cu Duhul Sfânt, să ne inspire și să ne folosească pe măsura nevoilor dumneavoastră și a noastră, a tuturora. Și vreau din toată inima, frații de la stație, să pună pe cele trei screen-uri ultima dată. Dacă se poate să cântăm, să punem acest verset, versetul 14 din Psalmul 90. Este versetul de aur al Bisericii Philadelphia pentru luna ianuarie. După ce vom face împreună lucrarea aceasta prin fratele Nicolae Cusman, ne vor ruga Domnului ca Domnul să binecuvinteze lucrarea sa din această seară, ne concentrăm dar să rostim cu toții acest verset. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom înveseli. Așa să ne ajute Dumnezeu. Frate Nic, vină la microfon și Domnul să asculte această rugăciune. Te slăvim, Tatăl nostru din ceruri, și te binecuvântăm din nou pentru harul care noi îl avem în seara aceasta, din nou să fii prezent aici, din nou să ne cercetezi inimile noastre, din nou să ne înviorezi sufletele noastre, care tângește după tine, după ungerea ta, după puterea ta, lăudat să fie numele tău. Binecuvintează poporul tău care stă aici înaintea ta și așteaptă hrane de la tine, așteaptă ca să-i dai apa cea vie, măriți să-ți fie numele tău. Aici sunt inimi apăsate, inimi zdrobite, care așteaptă vindecarea. Atinge-te tu, Iisuse, mielului Dumnezeu, și viorează inimile noastre. Gloria să te podobească pe tine. Lasă ungerea ta, te rog frumos, Tatăl meu din ceruri, în numele Domnului Iisus, peste mesajul Evangheliei, peste lauda și închinarea,
peste inimile noastre, ca ele să fie deschise, ca cuvântul Tău să pătrundă, să rămână și cu adevărat să fim copii și aleșii Tăi. Și îți mulțumesc că m-ai ascultat în numele Domnului Iisus. Amin. Înainte ca să vă așezați pe bănci, vă rog frumos, luați-vă timp și dați mâna cu cei din jurul dumneavoastră în modul cel mai sincer posibil, în modul cel mai frumos posibil, pentru ca atingerea mâinilor dumneavoastră să vă atingă și inimile și să creeze Domnul o atmosferă cerească în locul acesta, în această seară. Serviciul va continua și numele Domnului să fie lăudat. Amen. Lăudat să fie numele Domnului în veci de veci. Amin. Aleluia. Mulțumim Domnului care ne-a dat harul și în această după masă să fim din nou în casa Domnului. Tuturor vă zicem un bun venit la casa Domnului și Domnul să ne binecuvinteze și în această seară. Eu cred că Domnul a pregătit pentru noi și în această seară bucate alese, vrednice de împăratul nostru, și cred că Domnul ne va vorbi, ne va cerceta și va atinge sufletul nostru și trupurile noastre și în această seară. Amin. Amin. Haideți să ascultăm fanfara care va cânta pentru slava Domnului, apoi fratele Isaac și cu fratele Cornel, Micra, cel de la Amvon, vor cânta pentru slava Domnului. Eu am ocazia deosebită să mă bucur să fie cu noi în această seară. Ne cunoaștem de când eram băieți, feciori, să spunem așa pe românește, eu la Baia Mare, dumnealui era la Cluj și ne vizitam. Era cu tinerii din Dej, eu eram cu tinerii din Baia Mare pe vremea aceea. Sunt undeva între, de atunci au trecut undeva între 25 și 30 de ani. Deci e de mult de atunci și am stat noi și am calculat și am constatat că nu ne-am mai văzut de atunci, de când undeva după anii 86-88, când ne-am întâlnit și după aceea el a plecat la București la școală. Ne-am căsătorit și fiecare cu viața și când am aflat că este în America, am luat legătura, am vorbit și am făcut în așa fel ca în această seară să fie cu noi. Domnul să-l binecuvinteze, fratele Cornel și familia dumnealui, soția, chiar dacă nu i-am văzut personal soția, poate numai în poze și copiii, Domnul a binecuvântat cu 4 copii, slujește Domnului în biserica din Huiedin și în zona acolo se ocupă de câteva biserici. Domnul a chemat în lucrare și dorim în această seară ca mâna Domnului să fie peste el. El și cântă și mă rog Domnului și mulțumesc Domnului că n-a lăsat nici el acest obicei bun de a lăuda pe Domnul. Unii după ce ne mai trec ani peste noi, uităm că am învățat să cântăm la un instrument, uităm că am cântat la pian, la acordeon, la chitară, ba de unele instrumente ne este și rușine. Vreau să vă spun că eu știu puțin și la acordeon, mă descurc mai bine la chitară, dar vreau să vă spun, vin câteodată de la lucru și mă apuc și cânt singur și dacă m-ar auzi cineva, ar zice precis că ceva nu e în regulă cu el. Dar cânt din toată inima și mă bucur și vreau să vă spun, sunt convins 100% că Domnul e prezent acolo. Că niciodată nu cânti ca și când atunci când cânti singur. Chiar dacă de multe ori noi vrem să cântăm când avem în față mulțimea mare, vreau să vă spun că cele mai frumoase cântări îs atunci când cânti tu și te ascultă doar cerul întreg, te ascultă Domnul. Și Domnul să ne binecuvinteze, să ne învățăm să cântăm. A cânta nu este un lucru care trebuie lăsat. A cânta trebuie un lucru care trebuie exersat zi de zi, pentru că amvonul și predicile rămân, prorociile, darurile se termină, singura care o continuăm dincolo este cântarea. Și de aceea să cântăm din toată inima. Și Domnul să binecuvânteze după fanfară pe fratele Isaac și pe fratele Cornel. Am înțeles că și ei au cântat împreună când s-au întâlnit mulți ani în urmă. Poate o să spună ei cum s-au întâlnit și cum au cântat împreună. Ei vor cânta pentru slava Domnului și apoi cântă corul bisericii. Iar după aceste trei cântări ascultăm cuvântul Domnului pe care îl va transmite din partea Domnului pentru noi și ne rugăm ca Domnul să-l atingă pe Jacob Trifan, un tânăr din biserica noastră care va predica în această seară, bineînțeles în limba engleză, pentru noi toți și în mod special pentru tineri. Domnul să-l binecuvinteze. Amin.
l-am cântat niciodată împreună, de fapt împreună se numea că fratele Cornel vinea la tur, da, predica și cânta. M-a impresionat, avea o voce plăcută, iar eu cântam la orgă. Dar auzind că vine seara aceasta, m-am gândit să cântăm ceva împreună, că după cum vedeți, purtăm ochelari și nu știu cât o să mai cântăm împreună sau când o să ne mai întâlnim. În lumea aceasta toate trecătoare se duc într-una, toate vor pieri și lucruri care fac inima să doară, color cel sus doar Jazzy.
înaintea ta și în veci de veci îți vom cânta. Thank God for everything He's done for me so far this year. Before the year started, I was praying that God would give me a good schedule at school and at work, because I had a little tough schedule back a semester ago, back in the winter and the fall. So I prayed that God would give me a better schedule for this year so I can have more energy and not be tired so much, and I can still come to church. And God did way more than I asked. I want to give all the glory to God. He made my schedule perfect in school, in work, and I can still come to church and serve. That's what I want to do. I just want to serve my Lord. That's why I'm here. If it all please stand for me and honor the word of God. I'd like to spend tonight in the book of Colossians, in the first chapter. Book of Colossians, first chapter, verses 9 and 10, and also verses 21 and 22. Colossians chapter 1, verse 9 and 10, and verses 21 and 22. Verse 9. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please Him in all respects, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. Verse 21. And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet He has now reconciled you in His fleshly body through death in order to present you before Him holy and blameless
and without reproach. You may be seated. So for tonight, I'd like to spend a few minutes and speak about passion. What is passion? Do you have passion? What is your passion? Who or what do you think about the most? Or you spend most of your energy on? Or you spend most of your time doing or hearing or listening to? I'd like to convince you tonight, I want to let the Holy Spirit convince you that Jesus Christ should be your passion. Amen. Let me repeat that. Jesus Christ should be your passion. Amen. And I'm sure if I were to ask maybe some of you or even people outside the church, and I were to ask them, what is your passion? Some would say, my passion, I'm very musical, I like to write music. Or others would say, I love singing, singing is my passion. Or I'm a very good engineer, that's my passion. I went to school, I got a master's, that's my passion. But how many people, even in this church, would say, my passion is Jesus Christ, because he did everything for me. And I have 3 points I want to discuss. Before we do that, I want to give a little information about who Jesus is. And I'm going to stay in the book of Colossians. Since we read in the first chapter, I'll even stay in the first chapter. In fact, I'll just go to verse 13 and start reading. And let's see who this Jesus is. Verse 13, for he, God, rescued us from the domain of darkness and transferred us to the kingdom of his beloved Son, Jesus Christ, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So we're all good here. In Jesus, there's forgiveness of sins. We all got that point. Let's move on. He is the image of the invisible God, Amen. The firstborn of all creation. For by him all things were created, both in the heavens and the earth, invisible and visible. Whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things have been created through him and for him. Amen. So he is the creator of all things, and all things are created for him and through him. Amen. Let's move on. He is before all things, and in him all things hold together. So in Jesus Christ, everything is held together. The whole universe is pieced and held together by Jesus Christ. How amazing. Let's move on. He is also the head of the body, the church, and he is the beginning, the firstborn from the dead, so that he himself will come to have first place in everything. Jesus is number one, as they say. Amen. Verse 19, and pay careful attention to this. For it was the Father's good pleasure for all of the fullness to dwell in him, Jesus Christ. In Jesus Christ dwells the fullness of God. Amen. Period. All of the Trinity dwells in Jesus. He has the fullness of God in him. That is why he is our passion. He should be our passion. He should be our goal and the center of everything we do. And I want to just mention or underline three things or three aspects or even three characteristics of someone who chooses to have Jesus as their passion. If you want to make Jesus your passion, maybe you haven't done it yet, or maybe you are a Christian, you're born again, but for some reason, Jesus Christ is not your passion. And for some reason, you spend more time doing schoolwork or at your job or other things, even hobbies, and you don't spend time focusing on Jesus. I just want to underline three things, and they're in the verses that we read earlier. So the first one I want to underline is knowledge. Knowledge. But knowledge of what? Let's read in verse 9. For this reason also, since the day we heard of it, we have not ceased to pray for you and to ask that you may be filled with the knowledge of his will in all spiritual wisdom and understanding. The knowledge of the will of God. The knowledge of God. That is what we need. We may know about God. We may have heard about God. But do you know God? Do you know who he is? Do you know his character? Do you know his heart? Do you know what Jesus Christ did for you
Have you done your own research? Have you studied during your free time the scriptures? If you guys even do that anymore. Let's move on to the second point. And that is something that's found in verse 10. Let's read verse 10. So that you will walk in a manner worthy of the Lord, to please him in all respects, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God. The next is walking with God, walking with Jesus Christ. It's very important to walk with Jesus Christ and to follow his footsteps. And Jesus Christ said, follow me. And Paul says, follow me, for I am following Christ. Amen. We have to follow in Christ's footsteps. Amen. There's no other way. And before we move on, I want to underline something. The knowledge of God and walking with Christ, and even the next point, these are all processes. They don't just happen in one day, or they don't just happen at one time and then don't happen again, or it's okay to stop. And I've grown up with the youth, and I've grown up with this church. I got baptized in this church in water several years ago. I know many other people have gotten baptized in water. And I know through the different seasons we've gone through, especially as a youth, you know, seasons of, if you want to say high spirituality, even seasons of low spirituality, if you want to call it that. I've seen how a lot of them have grown. And personally, I know some of them very well. What I want to say is this. God is not a Sunday deal. God is not a one-time event. Salvation is not a one-time event. Baptism is a one-time event, but salvation is a process. Salvation continues, even today. But us as a youth and even as a church, all the brothers and sisters here, we struggle with this. We're not as passionate as we were before. Each of you, when you first decided to follow Christ, how were you? You were in love with church. You were in love with the brothers, with the sisters. You were singing and lifting up your hands after every song, and you were praying with fire. When there were Tuesday night prayers, you would be there. When we had a prayer Friday night, for instance, you would be there. During Sunday morning prayer, you would be there. Thursday night, you would be there. You would read your Bible. You would start finding out new things about God. Maybe you'd even tell your friends about what you experienced. And now, the years have gone. The passion went away. And probably in one day, we may not even think once about God. Maybe not even once through our mind does it come to open up the Bible and read a few verses. And I'm not even going to talk about coming to church and serving, because we have a very low percentage of people who serve in this church compared to how many members are on the list. A very, very low percentage. The youth and the church included, and that's something we have to work on. I don't know how you can expect to be a Christian and saved and do nothing in church. At least, I was going to say at least pray, but not even that, because praying is one of the most important services you could do as a Christian. I don't want to say, well, you can just pray, because no. Prayer may be the most important thing that needs to be in a church. The first step, we need to gather and we need to get everyone together who are prayer warriors and set those prayer warriors praying. Praying for the church, praying for the leaders, praying for the pastors, all those who are up here. That's the first step, to get prayer warriors passionate for God. Because if they're not passionate for God, then they won't pray. And if they don't pray, then nothing will happen in this church.
That's what we need first. Prayer warriors who want to pray. Amen? Amen. All right, the last point I want to mention, and it's in the last two verses that I read, in 21 and 22. And although you were formerly alienated and hostile in mind, engaged in evil deeds, yet he has now reconciled you in his fleshly body through death, in order to present you before him holy and blameless and without reproach. Holiness is the last point. First, we have to know God. We have to study his word and have a personal relationship with him in prayer and fasting and reading his word. Next is walking with Christ every day, taking up our cross and following him. And then what comes naturally? Holiness. When Jesus Christ came on this earth, he died on the cross. He rose again the third day, and now he's ascended in heaven, and he's interceding for each of us. He's praying for each of us in front of the Father. And then the Holy Spirit was sent to move our minds and our hearts and to change us. And this process is often referred to as being born again, or even born from above, as better worded. And when that happens, Christ comes and takes his righteousness, and like a jacket, he clothes it over us, over our other clothes, which are dirty and which are full of sin. That is our flesh, our sinful nature. We have a choice. We can either live by the Spirit or live by the flesh. And I want to say this. Many times we choose to live by the flesh. And I don't have to name all the things that are done in the flesh, because you all know very well. And to conclude this point and to come to a conclusion, well, first let me recap the 3 points. The first point is having the knowledge of God and knowing God. The next point is walking with Christ. And the last point is holiness. And when it comes to holiness, I know some people here, maybe most of us, we struggle with a certain sin or certain sins, maybe a lifestyle or even a person or a temptation, and we can't seem to overcome it. And the devil comes after every time we fail and he says, you know what, it's okay. No problem. No problem at all. It's okay that you sin. It's okay that you fell. No problem. Remember, even that preacher said that everybody sins. It's impossible not to sin. We're born with the nature. Well, I want to tell you something. Maybe you should read the Bible a little bit and know otherwise. It's not normal to sin. Just because we sin on a normal basis does not mean it's normal to sin. And I just want to, for those who want to do research at home, the few of you who want to do research at home on this topic, if you go to 1 John chapter 2, verse 1, I'm not going to read it out here, but if you want to read for yourselves, 1 John chapter 2, verse 1, and start asking questions and start finding an answer. Ask yourself, is there victory, and what is victory? And I want to answer the first question. There is victory in Jesus Christ. Amen? Amen. There is victory in Jesus Christ. Amen. The devil tried to stop me, okay? The devil many times tries to stop me. Even last night, he tried to stop me from coming up here and preaching. But you know what? I'm right here. I'm standing, not by myself, but with Jesus Christ. That he is my passion. He is my goal. That is why I'm here. There's no other reason I'm here in this church. The only reason I'm here in this church right here is because of Jesus. He is my passion, and he is my life. And when he comes, then my true life will be revealed as well. Right now, I am dead in this world, but when he comes, I will be alive. And may God bless every single one of us. And remember, there is victory. Find out what it is and how you can get it. Only in Jesus. Again, 1 John chapter 2, verse 1. Study it for yourself. Amen. Amen. Hallelujah. Amen, amen. Lăudat să fie Domnul! Amin. Mulțumim Domnului pentru Brother Jacobs și Dumnezeu să binecuvinteze toți tinerii bisericii. Amin. Jacob este un model pentru tineri și
Eu văd în el o chemare, o pasiune, așa cum ne-a vorbit despre pasiunea lui sau a noastră ar trebui să fie să-L iubim tot mai mult pe Iisus, să-L cunoaștem tot mai mult pe Iisus și să facem ce a făcut Iisus și să umblăm cu Iisus. Doamne ajută! Iubită biserică, câteva anunțuri. În primul rând, spunem un călduros, un sincer bun venit fratelui Cornel Miclea, așa cum a fost anunțat frate Cornel, stand up. Dumnezeu să-l binecuvinteze. Amin. Pe el, familia lui și lucrarea care o face în România, în Huiedin și în împrejurimi. Dumnezeu să fie lăudat și să-l folosească pentru gloria și slava lui în Biserica Philadelphia în această seară. Sâmbăta viitoare, 31 ianuarie, la orele 3:30, la Biserica Elim, Sintia Guraluc, împreună cu Jeremy, vor fi mirii care îi vom sărbători, nu știu dacă sunt în sală sau sunt dincolo în biserică, I don't know, Sintia, ești aici sau nu ești? Probabil că este cu Jeremy în Biserica Elim acum. Toți cei care ați fost invitați, Sintia provine din familia Guraluc, a fratelui Jean și sorei Rodica, care au fost membri în biserica noastră mulți ani. Și sigur, ea acum lucrează și ajută departamentul școlii duminicale în biserica noastră. Nu știu ce o să facă Cynthia după căsătorie, sămărită ea ori sămărită el, Jeremy. Dar oricum, am dorit din toată inima ca să-i binecuvinteze Domnul. Și fac un efort pentru că trebuie să fac, voi fi la nunta lor cu ajutorul Domnului sâmbătă la orele 3:30 la Elim și toți cei care ați fost chemați, vă rugăm și vă rog să onorăm nunta aceasta și să ne arătăm că avem pasiune pentru Iisus. Ok? Pasiune pentru Iisus este și să iubim pe frați. Și să ne sacrificăm cum El s-a sacrificat pentru noi și noi să ne sacrificăm pentru frați. Amin! Dragii mei, nu vreau să iau mult timp, pentru că anunțurile astea sunt importante, dar mai important este ceea ce Domnul vrea să ne spună în această seară. Noi ne-am propus să începem începând cu luna ianuarie, în a treia duminică din lună, să facem o strângere specială, cum Domnul ne-a ajutat să demolăm muntele 860, care era împrumutul la bancă la începutul anului 2014. L-am demolat cu ajutorul dumneavoastră cu 220.000, muntele s-a numit 640 la sfârșitul anului. Aseară, la Consiliul Bisericesc, fratele casier Viorel Nicolae ne-a spus că muntele de fapt se numește 617.000, întrucât în fiecare lună intră în principal o anumită sumă de bani și ne-am propus ca în fiecare lună în anul 2015, în a treia duminică din lună seara, să fie o colectă specială pentru ca să demolăm în continuare acest munte. De aceea v-am rugat și duminica trecută, v-am rugat și de dimineață să venim de acasă cu 20 de dolari, cu 50, cu 100, cu 500, cu 1000, cu 3, cu 5 sau cu 10. Fiecare după posibilitate și după cum îl lasă inima. Am vrea să vă spunem că Domnul n-a rămas nimănui dator și nu va rămâne nici vis-a-vis de noi dator. Aș vrea să vă rog, dacă cineva crede că i-a rămas Domnul dator, să ridice o mână în sus. Iar dacă nimeni nu ridică mână în sus, aș vrea să vă spun și să vă rog, ridicați mâinile sus pe cei care Domnul v-a binecuvântat atunci când noi am răspuns atunci când El ne-a chemat ca să fim involvați într-o lucrare. Dacă v-a binecuvântat Domnul, ridicați, vă rog, o mână în sus. Slăviți să fie Domnul! Pe mine și pe toți cei care ați ridicat mâinile în sus ne-a binecuvântat Domnul și cei care nu le-ați ridicat, pentru că voi spuneți, eu nu ridic mâinile în sus când mă solicită fratele Luca, eu ridic mâinile în sus când Domnul vrea. Fă cum vrei, frate, numai te rog frumos, scoate bagnotele din portofel și din buzunar și pune-le în coșulețul acesta ca să demolăm muntele care se numește 617.000. Amen! Dragii mei, ne ridicăm în picioare acum, anunțurile, restul de anunțuri o să le facem la urmă. Grupul de laudă, aș vrea să găsiți o cântare, frate Alex, să cânte toată biserica. A fost foarte fain cântările în engleză, le îndrăgim, ne plac
foarte mult, dar ne plac mai mult cântările în limba Maicii noastre. Amen! Vă mulțumesc frumos să cântăm din toată inima, cu bucurie, dar să facem această strângere, după care serviciul va continua și în numele glorios al Domnului Hristos să fie înălțat prin cântare, prin dărnicie și prin rugăciune și vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Amin. Și iar amin, biserică. Lăudat să fie Domnul. Astăzi vin la tine, Domnul meu, sufletul meu plin de bucurie. Frică m-ai făcut copilul tău, ca să pot trăi o veșnicie. Sunt atât de fericit, Domnul meu. Și în continuare ascultăm cu bucurie slujbele care urmează în casa Domnului. Ascultăm corul bisericii care va lăuda pe Domnul, Domnul să-i binecuvinteze. Apoi frații Purcaru cu o cântare, la fel dorim Dumnezeu să-i binecuvinteze cu harul său. După care urmează familia Lupei, Domnul să fie cu ei și să-i sprijinească în toate. Iar în urmă ascultăm fanfara bisericii, acești tineri binecuvântați și minunați care sacrifică atâta timp din timpul lor liber pentru ca să aducă laudă Domnului. Domnul să-i binecuvinteze cu viață veșnică, cu sănătate și cu toate cele ce este nevoie în viața aceasta. După care ascultăm cuvântul Domnului care va fi vestit prin fratele Cornel Miclea, căruia ni s-a făcut
atâta prezentare și acum dorim ca Duhul Domnului să-L însoțească și să-L sprijinească. Cuvântul Domnului să fie Cel care va fi rostit prin gura Lui, plin de har și de adevăr, și Dumnezeu să fie cu noi. Amin.
Și nu mai poți păși, ridică privirea în sus.
nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Și mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea de biruință, mă înalt. Și nu voi renunța, că știu că Domnul e de partea mea. Chiar dacă cei din jur mă vor prigoni, eu știu că mâna sa mă va sprijini. Doar brațul său cel sfânt, doar brațul său cel sfânt, doar brațul său cel sfânt mă va ridica. Și mă ridic, mă ridic în numele lui Iisus, mă ridic ca o stea pe firul.
dragii mei, să ne ridicăm cu toții înaintea Domnului, din respect pentru Dumnezeu și pentru cuvântul Său, vom rămâne ridicați, vom deschide Scriptura la capitolul 84 din Psalmi, în Cornelescu la 603, pagina în Sfânta Scriptură, și să ascultăm primele 7 versete din capitolul amintit. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu! Ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, la căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acopere cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Amin. Amin. Cu respect, vă invit să reocupați locurile. Binecuvântat să fie numele Domnului! Amen. Dumnezeu ne-a purtat de grijă și în carul Lui de biruință a găsit loc pentru fiecare dintre noi, măcar că nu meritam asta, și ne-a dat harul în această seară să ne întâlnim. Amen. Pentru toată ocrotirea și protecția Lui, Dumnezeu să fie glorificat! Este o mare binecuvântare să fiu cu dumneavoastră, măcar că am venit în America, cum n-aș fi vrut să vin niciodată. Am venit după ce am aflat că la 60 de ani, fratele meu, după ce a predicat într-o duminică seara, a treia zi inima lui s-a oprit. O amintesc asta în această seară pentru că fiecare predicator ar trebui să fie foarte atent, ca și fiecare slujitor, nu știm care e ultima slujbă. Ori de fiecare dată să-L înălțăm pe Cel care merită toată slava, toată gloria și să fim credincioși Lui. Am bucuria să vă mulțumesc în această seară pentru că ați rămas alături de noi, de familiile greu încercate în această împrejurare și nu numai de noi, ca și cum noi am fi ceva special. Dumneavoastră, fiind special, sunteți alături de toți care trec prin necaz și doresc Dumnezeu să vă răsplătească. Amen. Mulțumim pentru rugăciunile dumneavoastră, pentru dragostea dumneavoastră. Este unul care nu uită osteneala niciunuia și acesta e Domnul, a cărei contabilitate este întotdeauna corectă. El doresc pe toți să vă binecuvinteze. Amen. Dragii mei, în introducere în această seară, îngăduiți-mi să continui lista mulțumirilor, oricum nu o pot spune întreagă, că nu o cunosc, am uitat-o. Noi uităm atâtea binefaceri câte ne face Domnul. Dar mi-am dus aminte acum că în urmă cu mulți ani, prin 75, când eram un copil de la țară care am început să-mi pun întrebări cu privire la viața de credință, am ajuns, a fost un mare har atunci să ajungi la Timișoara, la biserica de pe Romulus, la biserica Elim. Ori după ce ești tare binecuvântat să fii la slujba de duminică și auzi că este studiu biblic peste săptămână și vrei să aprofundezi asta, nu poți să stai indiferent. Așa că am mers la studiu biblic și l-am văzut pentru prima dată atunci pe fratele Teodor Luca, cum a ținut studiu biblic în fața multor studenți și eu cel mai mic, așa, printre toți acolo. Oricând ești tare mic și nebăgat în seamă și cineva mai mare și mai important așa te îmbrățișează, nu poți să uiți asta. Și mi-aduc aminte de atunci că am găsit multă binecuvântare în învățătura și în tot ceea ce fratele studia împreună cu ceilalți tineri învățându-i din Cuvântul lui Dumnezeu. După ce am ajuns la Dej, locuiam la Dej atunci, am scris câteva scrisori și undeva în arhivă, în sertare uitate, undeva sunt cele două răspunsuri. Dânsul mi-a răspuns la întrebări atunci. Era o preocupare acerbă a tinerilor, cum cred că este și astăzi.
o preocupare a tuturor celor care vor să aprofundeze cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu ne cheamă să ne hrănim din acest sfânt cuvânt și Domnul să ne ajute la acestea. Amin. Fratele Iosif Purcar a uitat ceva foarte important. De când nu ne-am întâlnit noi, Domnul a fost așa bun cu noi și ne-a îmbogățit. Să ai soție, asta e o mare avere. Să ai copii. E adevărat că nu suntem așa de bogați ca părinții noștri și cred că e vina noastră asta, dar oricum să fim bogați având și copii, asta e o mare binecuvântare. Și Dumnezeu doresc pe toți să vă îmbogățească tot mai mult. Că Dumnezeul nostru poate aceasta. Dragii mei, însă cea mai mare misiune ce Dumnezeu o poate da vreunui om este aceea de a se lăsa cârmuit de voia Lui în a transmite ce vrea Dumnezeu oamenilor. Când eu am aflat că am harul să vin la o biserică așa mare, trebuie să vă recunosc că am avut câteva întrebări, câteva frământări, m-am rugat Domnului și am zis ce vrea Domnul să vorbesc eu, un pastor de la țară până la urmă. Când dumneavoastră aveți atâția evangheliști, atâția predicatori, atâția oameni deosebiți. Și m-a încurajat Domnul și de data aceasta cu un mesaj care vreau să-l aduc înaintea dumneavoastră și să vă spun că în această seară voi predica despre lucrări neglijate ale Duhului Sfânt. Noi suntem o biserică care mărturisim că Dumnezeu lucrează și astăzi prin Duhul Sfânt. Existența dumneavoastră aici este o dovadă clară că Dumnezeu lucrează prin Duhul Sfânt. El într-o zi ne-a iertat și mântuit. Într-o zi am fost înțelepți și am ascultat de glasul Evangheliei care a început în noi lucrarea aceasta bună. N-am rămas la acest prim pas, ci am fost înțelepți să cerem într-o zi cereri de botez. Și am zis, ceea ce a început Dumnezeu în noi trebuie continuat. Adică trebuie să mărturisim în fața oamenilor, a lumilor văzute și nevăzute, că noi L-am ales Domn pe Hristos Domnul. Și botezul în apă este o dovadă că Duhul Sfânt a continuat să lucreze. Există mulți oameni care vin și ascultă predici și se opresc la atât. Ascultă cântări și spun extraordinar de frumoase și se opresc la atât. Vin la rugăciuni că au nevoi și se opresc la atât. Dar există oameni care merg mai departe, pentru că cu Dumnezeu întotdeauna ai șanse să mergi mai departe. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Cu Dumnezeul nostru întotdeauna suntem chemați să facem pași mai departe, mai mult aproape de El, mai mult progres. Pentru că niciodată noi, muritorii, nu vom înțelege plenar ceea ce Dumnezeu a hotărât și ne-a dăruit nouă ființelor umane. Fiii lui Core, care au scris Psalmul 84, merită puțin să răzăbovim la acest capitol și pentru început să vă amintesc câteva noțiuni generale despre poezia ebraică. Am citit în această seară dintr-o carte poetică. Poezia ebraică este frumoasă din multe puncte de vedere, tocmai de aceea cred că Duhul Sfânt a hotărât să avem câteva cărți în canonul Scripturilor, cărți poetice. Cărțile acestea poetice trădează teologia și filozofia de viață a națiunii respective. Oricine citește cartea lui Iov, cartea Cântarea Cântărilor, cine citește Proverbele, ori mai ales Psalmii, este îmbogățit de frumusețea metaforelor, de frumusețea cuvântului lui Dumnezeu, care vrea să vorbească de teologia ce aveau ei. Când vorbești de poezia ebraică, neapărat trebuie să constați că repetiția, care este evidentă aproape în fiecare capitol, ferice de cel cu păcatul acoperit și cu fără de legea iertată, repetiția asta vrea să aprofundeze acest mare adevăr care este descris de poezia ebraică. O altă trăsătură a poeziei ebraice este spiritul profetic.
Când oamenii inspirați de Duhul Dumnezeu au vorbit mânați de Duhul Dumnezeu, fie în versuri, fie în proză, ei s-au lăsat călăuziți de Duhul Dumnezeu și au avut mesaj profetic. Citiți capitolul 22 din Psalm și nu numai. E vorba de lucrarea ce Domnul Iisus a venit să o împlinească. În această seară descoperi în capitolul acesta parte din lucrarea Duhului Sfânt de care au prorocit fiii lui Core, niște oameni care au fost salvați în chip miraculos. Vă aduceți aminte de Core, nu? Era cu Datan și cu Abiram în rebeliunea lor. Și din punct de vedere al judecății lui Dumnezeu, al dreptății lui Dumnezeu, ar fi trebuit tot să moară împreună cu părinții lor. Însă eu am luat ochelarii și vreau să vă citesc versetul 11 din Numeri, din capitolul 26. Fiii lui Core n-au murit. Core, Datan și Abiram, liderii aceștia și cei 200 de oameni, citiți asta mai mult în Numeri, în capitolul 16, nu mă opresc acum, au fost înghițiți de pământ datorită rebeliunilor, dar fiii lui Core n-au murit. Și acum revin la noi. Noi toți suntem în viață astăzi prin îndurarea lui Dumnezeu. Păcătoși suntem toți, dar Dumnezeu ne mai dă viață, pentru că vrea să ne întoarcem cu adevărat la El. Dumnezeu să ne ajute la acestea. Pentru că nu-i drept ca cineva să moară la 20 de ani și dumneavoastră să încărunțiți fără să fiți bolnavi. De ce e drept asta? Nu-i drept ca cineva să fie sănătos toată viața și altul să fie încărucior toată viața. Nu-i drept asta? Nu-i drept ca cineva să reclame în fiecare zi dureri și uneori insuportabile și alții să nici nu le pese că trăiesc în lumea asta. Dacă suntem dintre cei care beneficiem de harul vieții, al sănătății, înseamnă că peste noi s-a revărsat în mod special îndurarea lui Dumnezeu și trebuie cu toții, cu toată bucuria, să strigăm slăvit să fie Domnul, că Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Ori El mai are de lucru cu noi. Noi credem că Dumnezeu ne ține aici să adunăm mai multe averi. Dar eu am văzut încă o dată că omul umblă ca o umbră, se frământă degeaba, strânge la comor și nu știe cine le-a luat. Noi credem că suntem aici să ne facem un nume, dar numele noastre prea repede pot fi noroiate de oameni răi și să coboare repede în țărână. Noi credem că suntem aici ca să fim cineva în mulțimea celor anonimi. Toate acestea nu-s răspunsuri corecte. Noi suntem aici ca să-L slăvim pe Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la acestea. Oricând lucrarea Duhului Sfânt a început în viața unui om, nu rămâne la botezul în apă. El vine și cere botezul în apă. El mărturisește în aine albe, vorbind de faptul că Dumnezeu a albit viața lui, că El vrea să rămână curat pentru Dumnezeu, dar nu rămâne aici. Noul Testament, care vorbește de Biserica lui Hristos, delimitând lucrarea Bisericii de lucrarea Vechiului Testament a poporului evreu. Pentru că oricine citește întreaga Scriptură trebuie să observe că Dumnezeu a avut un plan special cu evreii, o națiune pe care a ales-o etnic. Dar în Noul Legământ Dumnezeu are de lucru cu o biserică care e multietnică. Dumnezeu nu este părtinitor, a spus Petru în Fapte 10, ci în orice neam, cine caută să facă voia lui Dumnezeu, este primit de El. Ori Dumnezeu vrea de la o națiune care era în mod special aleasă de Dumnezeu să transfere harul mântuirii la toate națiunile. Așa am ajuns și noi românii, așa au ajuns toate națiunile să fie binecuvântate de harul lui Dumnezeu. Dumnezeu însă ne învață că lucrarea Duhului Sfânt în noi nu se oprește aici, ci El ne cheamă să rămânem ascultători de El, să aprofundăm în sfințenie învățătura Scripturilor, că El are har după har
pentru fiecare dintre noi. Și dacă vom rămâne ascultători de Domnul și în viață sfântă și în rugăciune, într-o zi, nu când vreau eu, nu când vreți dumneavoastră, nu când văd niște oameni, deodată, spune Fapte 2, a venit din cer ca vâjuitul unui vânt puternic, s-a oprit Duhul Sfânt peste fiecare din ei, niște limbi ca de foc au fost văzute și toți s-au umplut de Duhul Sfânt. Vorbeau despre lucrările minunate ale lui Dumnezeu. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Ori noi mărturisim că și astăzi Domnul continuă să boteze cu Duhul Sfânt. În această seară vă chem pe toți, scumpi tineri, iubiți frați și surori, să rămânem ascultare de Domnul, să rămânem lângă cuvânt, să rămânem în viață sfântă, să mai facem un pas alături de Domnul, așteptând promisiunea aceasta. Că la întrebarea fraților ce să facem din Fapte 2, Petru a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să fie botezat în numele Domnului spre iertarea păcatelor și apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta e pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Până în Atlanta, pretutindeni, Domnul a rămas același, slăvit să fie numele Lui. Unii însă se opresc aici, își aduc aminte de o seară friguroasă de undeva din nordul țării, ori undeva de la munte, își aduc aminte de când erau tineri, că au stăruit și rămân cu amintirea asta. Ori eu am venit să vă spun că Duhul Sfânt nu vrea să rămânem doar cu amintiri, ci Duhul Sfânt vrea să lucreze astăzi în noi. Amin. Și asta e foarte important, pentru că noi suntem mărginiți în timp și în spațiu. Dumnezeu e afara timpului, la El este veșnic prezent. Noi am coborât în groapa asta milenară de vreo 6.000 de ani și la reașezarea tuturor lucrurilor, Hristos ne va scoate pentru totdeauna din groapa asta, când vom fi pentru totdeauna cu El. Vom fi în afara timpului și a spațiului și vom fi ca El, dacă aici îl ascultăm pe El. Doamne, ajută-ne la aceasta! Ori lucrarea lui Dumnezeu nu se oprește la o experiență doar într-o seară a unei stăruințe după Duhul Sfânt, ci noi trebuie să rămânem în ascultare de Duhul Sfânt și să rămânem în părtășia aceasta perpetuum. Doamne, ajută-ne la aceasta! Amin. Vreau însă să vă amintesc că, aprofundând lucrarea Duhului Sfânt, nu poți neglija sfințenia, nu poți neglija slujirea sfântă și să ducem mântuirea, cum spune Pavel Filipenilor, cu frică și cu cutremur până la capăt. Va fi capătul ăsta la 18 ani? Dar ce, e foarte posibil. Va fi capătul ăsta la 30 de ani? Doamne, dar mai lasă-mi să văd copii. O sfântă a fost recent îngropată, mama a 6 copii, într-un oraș din România. Va fi capătul ăsta la 40, la 60 de ani, ca și la fratele meu? Va fi la 80? Nu știu. Dar până la capăt, ceea ce a început Duhul Sfânt în tine, să duci cu frică și cu tremur, că la capăt te așteaptă Hristos Domnul. El te-a ocrotit de-a lungul viacurilor și El va binecuvânta în mod deosebit să fiți onorați că sunteți aici. Lăudați-L, cântați-I cu toată bucuria și pentru toată viața, dați slavă lui Dumnezeu, alături de poetul care zicea, cum să nu-i cânt, când cu atâta milă s-a plecat spre mine când zdrobit eram. Când celor din jur le inspiram doar silă, El m-a ridicat cu drag, că-și m-a iubit. Voi cânta mereu când voi avea suflare și voi lăuda, că-și m-a iubit nespus. Când mi-a fost mai greu în foc și în încercare,
Lângă mine a stat aproape doar Iisus. Merită Dumnezeul acesta să fie lăudat. Dragii mei, eu am pe inimă să vă amintesc câteva lucrări neglijate ale Duhului Sfânt în viața mea. Și dacă sunteți suficient de smeriți, o să vă aliniați lângă mine și o să descoperim că s-ar putea și dumneavoastră să semănați cu mine. S-ar putea să constatăm că am neglijat și noi aceste lucrări ale Duhului Sfânt. Însă înainte de aceasta, îngăduiți-mi în grabă să vă depun o mărturie cum Dumnezeu m-a încurajat. Vă spuneam că slujesc la Huiedin și în împrejurim. Asta e un orășel de munte, 100 km de la Oradea și 50 de km înainte de Cluj. În urmă cu câțiva ani am avut o perioadă mai grea așa în slujire, că Dumnezeu ne trece și prin asemenea voi ca să vadă dacă rămânem statornici lângă El. Ei bine, într-o asemenea împrejurare am vizitat biserica din Morlaca, unde sunt o mână de frați, și înainte de a ajunge la biserică m-a întâmpinat o doamnă, o femeie nepocăită, care mi-a spus imediat: domnule pastor, eu aș vrea să mă pocăiesc. Dacă ești pastor la un grup de biserici mici și te trudești ca Dumnezeu să lucreze și vezi că nu se văd semne acum, nici luna viitoare, nici anul ăsta, și ești gata să zici, oare când va interveni Dumnezeu? Când ai asemenea minuni, trebuie să fii tare bucuros. Ori și dacă ești păstor la biserici de sute sau de mii, trebuie să fii tare bucuros pentru un suflet care se întoarce din lume la Domnul. Așa că eu am întrebat-o imediat, de ce vreți să vă pocăiți? Și ea mi-a spus, am fost la biserică, cineva mi-a dat o carte de cântări, am venit acasă, am pus-o pe noptier, am adormit și în miezul nopții am auzit un cor, niște cântăreți care au cântat extraordinar. Și când ea a spus asta, eu am fost foarte atentă să vedem derularea acestui experiment ce l-a avut ea. Și ea mi-a spus, am crezut că sunt pocăiții de la Morlaca, dar din 15-20 bunici de 80 de ani nu poți face cor, așa, nu cânt așa frumos. Așa că or fi de la oraș, dar chiar la mine, a zis ea. Și în timp ce se frământa, a auzit o voce care a spus să deschidă cartea de cântări Imnurile Harului. Avea atunci ediția cu aproximativ 1000 de cântări și a deschis la numărul indicat. Era cântarea care o auzea cântând, cântăreții. Nu știu ce cântăreți au cântat. Dumnezeu cred că a făcut minunea aceasta. E vorba de cântarea: nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare, prin dragostea și harul Său nădăjduiesc și cânt mereu, căci a salvat sufletul meu din veșnica pierzare. Când eu am aflat că știu îngerii la ce număr am pus cântarea aceasta în Imnurile Harului, am zis cu toate loviturile oamenilor care vor să mă dobore, eu voi continua să adun cântări și să scriu în colecția Imnului Harului și alte cântări. Am întrebat-o dacă vrea să scriu asta, așa că în ediția cu 1500 am completat mărturia ei în prefața cărții Imnurile Harului. Și am distribuit-o în țară. Anul trecut însă a fost în vizită din Australia Nelu Greb, din Bistrița, și omul acesta, fratele acesta pe care eu nu l-am văzut încă, după ce a găsit telefonul meu, m-a sunat și mi-a spus: mi-ați făcut așa bucurie, nimeni nu mi-a făcut așa bucurie, și am fost curios să văd despre ce-i vorba. Cineva mai a auzit corul acela cântând, a spus el. Și acum, scump cântăreți, frați din fanfară, cor, toți câți mă ascultați, îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul nostru. Când noi cântăm, se unesc cu noi îngerii lui Dumnezeu, care laudă pe Cel Preanalt. Și Nelu Greb mi-a spus: nimeni nu mi-a făcut așa bucurie. Mai bine de 30 de ani, când eram în țară, eu plângeam și scriam versurile. Am auzit corul acela cântând, a spus Nelu Greb, și eu am scris versurile cântării Nădejdea mea e Dumnezeu. Și mă bucur că după 30 de ani cineva a mai auzit cântarea aceasta, a mai auzit corul ăsta și s-a întors la pocăință. Iar dumneata în carte ai scris așa cum am primit-o eu prin Duhul Sfânt. Oricând am auzit asta, am fost copleșit de harul lui Dumnezeu și a zis: frate Nelu, îmi dai voie să scriu?
Și în ediția cu 1800 am adus un exemplar la mine, că am zis, trebuie să tot mai adun cântări din astea, nu? Așa că în ediția cu 1800 am scris și ce a zis sora de la Morlaca și ce a zis Nelu Greb din Bistrița, care trăiește în Australia, și am venit să vă spun și vouă că Dumnezeu merită să fie lăudat. Scumpii mei, însă sunt câteva lucrări pe care noi ne neglijăm și eu vreau să-mi descarc inima înaintea voastră și să vi le spun. Aș vrea, dacă numai eu le neglijez, eu vreau să-mi iau hotărârea de astăzi să nu le mai neglijez. Dar dacă mai am pe aici vreun frate sau vreo soră care seamănă cu mine, aș vrea la rugăciunea finală să ne rugăm, Doamne, ajută-ne să nu mai neglijăm lucrarea Duhului Sfânt. Amen. Când vorbesc de asta, nu mă refer de la prorocie, nu mă refer la daruri spectaculoase. După asta este un trend tare mare și coloarul tare larg, toți aleargă după asta. Nu mă refer la asta. Vă spuneam câteva lucrări neglijate ale Duhului Sfânt în viața noastră și în viața bisericii. Haideți să le amintesc și după aceea ne vom ruga în încheiere. În primul rând vreau să vă spun tuturora că atunci când vorbești de lucrarea neglijată a Duhului Sfânt în viața credinciosului, neapărat e vorba de recunoașterea necondiționată a abaterilor noastre, a păcatelor noastre. În Ioan, în capitolul 16, Domnul Iisus a zis, când va veni Mângâitorul, va dovedi lumea vinovată în ce privește păcatul. Ori nimeni nu poate convinge pe cineva că e păcătos decât Duhul Sfânt. Și când cineva recunoaște necondiționat, am greșit, ăsta sunt, Doamne iartă-mă, fraților iertați-mă, asta e lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne să apreciem lucrarea asta. Ne place lucrarea de prorocie, asta e lucrarea Duhului Sfânt, e adevărat. Dar autentică lucrarea Duhului Sfânt este împletită cu recunoașterea abaterilor noastre. Doamne, ajută-ne să ne recunoaștem. Când Duhul Sfânt începe și lucrează în viața omului, el fără să mai pună condiții, îl auzi că strigă, eu am păcătuit. Soția spune, eu am greșit. Soțul zice, ba eu îți devină. Copiii spun, și eu sunt mai vinovat. Frații din biserică nu știu care să dea buzna și să recunoască. Asta e lucrarea Duhului Sfânt. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. În al doilea rând, o altă lucrare neglijată a Duhului Sfânt este glorificarea necondiționată a Domnului și Mântuitorului nostru. În aceeași referință biblică ne spune Domnul Iisus că Duhul Sfânt va proslăvi pe Hristos Domnul și pe Dumnezeu. Ucenicii în primul veac au făcut minuni în numele Domnului. A vindecat pe slăbănogul la Poarta Frumoasă și lista celor vindecați continuă. Citiți Faptele Apostolilor. Însă observați în toate minunile acestea că ei l-au glorificat necondiționat pe Hristos Domnul. Asta e o altă lucrare neglijată de noi a Duhului Sfânt. Oricine aș fi, orice aș avea, orice aș face, orice aș fi în stare să fac vremelnic, eu nu merit decât să mi se umple fața de rușine. Eu sunt o mână de țărână, El e Dumnezeu. Amen. Și lucrarea Duhului Sfânt mă îndeamnă necondiționat să-L glorific pe El. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Lucrarea necondiționată a Duhului Sfânt contribuie la unitatea noastră. Citiți, vă rog, în Efeseni, în capitolul 4, păstrați unitatea Duhului prin legătura păcii. Ori asta e lucrarea neglijată a Duhului Sfânt în bisericile noastre. Eu am căzut la examenul acesta. Foarte mulți dintre noi n-am fost atenți la examenul acesta. Pentru că putem fi diferiți, pentru că avem școli diferite, putem fi diferiți că avem finanțe diferite, putem fi diferiți că suntem de etnii diferite, dar nu putem fi diferiți dacă avem același Duh Sfânt al lui Dumnezeu. Trebuie să fim una. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Asta înseamnă să nu neglijăm lucrarea Duhului Sfânt. Amin.
în viața noastră. Continuând lista lucrării Duhului Sfânt în viața noastră, aș vrea să vă amintesc că Duhul Sfânt promovează anumite comori neglijate de lumea religioasă. Noi suntem în structura noastră religioși, toți oamenii. Și dacă nu-L căutăm și nu-L găsim pe Dumnezeul cel adevărat, diavolul ne aduce pe aproape alți dumnezei. Și noi, dacă nu-L căutăm în sfințenie și viață curată pe cel adevărat, putem fi repede debusolați să credem că am găsit pe adevăratul Dumnezeu altfel decât cu viața curată. Măcar că cel sfânt se găsește pe viață sfințenie, în viață sfântă și în smerenie. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta! Ei bine, există valori pe care Duhul Sfânt le promovează și care noi le neglijăm. Eu le numesc rădăcini ale vieții de credință. Domnul Iisus a predicat despre asta în predica de pe munte, când a zis, când postești, să-ți ungi fața, să nu arăți oamenilor că postezi, să nu vii posomorât, ci tu să faci asta nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când faci milostenie, să nu trâmbițezi, să o faci nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Când te rogi, să închizi ușa după tine, să te rogi tatălui tău care vede nascuns. Și tatăl tău care vede nascuns îți va răsplăti. Astea sunt comori pe care Duhul Sfânt le promovează în viața noastră. Însă eu, și poate și dumneavoastră, am neglijat de multe ori și postul și rugăciunea în cămăruță. Era mult mai bogați toți și familiile noastre dacă am avea un altar al rugăciunii. Era mult mai bogați dacă aveam o cameră cum avem una de birou și altele în care intrăm rar și unii poate foarte rar când vin musafiri. Dacă am avea una în care am stat numai noi și Domnul în fiecare zi. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Ori promovarea acestor valori e lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră. Nu neglijez celelalte daruri. Îl laud pe Dumnezeu pentru binecuvântarea ce ne-o dă în cântare, în predică, în slujire, în oricare alt dar. Însă eu am venit să vă amintesc și Domnul mi-a pus pe inimă câteva lucrări pe care le neglijăm. Uneori considerăm ca important ceea ce facem public și are evident importanță orice lucrare, dar Domnul în această seară ne cheamă pe toți să accentuăm valorile care nu le văd oamenii, dar le vede Dumnezeu. Amin. Și El ne va răsplăti. În încheiere în această seară, pentru că timpul deja s-a scurs, aș vrea să vă amintesc că lucrarea Duhului Sfânt promovează noi dorul după revenirea Fiului lui Dumnezeu. Nu se poate să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu și să uiți că noi nu suntem veșnic pe pământul ăsta. Eu am venit în urmă cu vreo 5 decenii și niciunul dintre noi nu știm cât vom mai călători în lumea asta. Însă ce vreau să vă spun este că în inima noastră tuturora este dorul după revenirea Domnului Iisus. Amin, amin. Dacă dorul ăsta e viu în viața ta, înseamnă că Duhul Sfânt e la lucru. Dacă ai uitat de dorul ăsta, dacă nu mai ești animat de dorința de a reveni Domnul, dacă orice altceva de pe pământ te-a capturat și 100% ești pentru orice alte proiecte, și ai scos din calcul că vine Domnul într-o zi în care nici nu te gândești. E mai aproape venirea Lui sau plecarea noastră a fiecăruia mult mai repede decât credem. De aceea nu neglijați și această lucrare a Duhului Sfânt. Alimentați-vă dorul după venirea Mântuitorului. El a început într-o zi această bună lucrare noi. Îl laud pe Dumnezeu, pentru că El ne-a dat înțelepciunea să-L ascultăm pe Dumnezeu. Când a plecat tatălui, fratele Iosif, eram un copil acolo și m-am gândit cum știe Dumnezeu să poarte de grijă orfanilor
Și cum știe Dumnezeu să poarte grijă tuturor celor ce se încred în El, Dumnezeu ne-a binecuvântat să ne cheme în slujbă, pe fiecare dintre noi. Să mă iertați dacă am pomenit câteva nume, dar dumneavoastră toți sunteți foarte special. Pe toți vă iubește Domnul și toți vrem să fim într-o zi în împărăția lui Dumnezeu. Ori El până aici a fost credincios. Am avut zile în care am crezut că nu mă voi mai ridica. Am crezut că vor câștiga oamenii răi și voi fi doborât pentru totdeauna. Dar pe neașteptate am simțit brațele Lui care m-au ridicat din nou. Și într-o zi îl voi întâmpina pe norii cerului. Aceasta e convingerea ce am. Asta nu pentru meritele mele. Că n-am merite să stau în fața dumneavoastră, că n-am merite să fi venit în America, că n-aveți merite să fiți coriști, să fiți predicator, să fiți păsori, să fiți nu știu ce, n-aveți merite. E harul lui Dumnezeu. Ori tot prin harul lui Dumnezeu, într-o zi îi vom ieși în întâmpinare. Dorul ăsta îl alimentează Duhul Sfânt. Nu-l neglijam. Nu-l da la o parte. Nu-l face să suspine Duhul Sfânt. Pe lângă celelalte daruri după care aleargă oamenii, din seara aceasta fiți mai harnici și nu neglijați aceste lucrări ale Duhului Sfânt. Dumnezeu să vă binecuvinteze și harul Lui să fie și să rămână cu noi cu toți. Amin. Amin. Slavă Domnului. Lăudat să fie Domnul! Vă mulțumesc foarte frumos că ați venit să vă închinați cu noi în această seară. Și vă mulțumesc foarte mult pentru răbdarea dumneavoastră. Oricum, e mai bine la biserică decât acasă. Unii ar fi vrut și ar dori să fie capabili să vină la biserică, dar sunt bolnavi și nu pot veni. Sau sunt foarte în vârstă și nu pot veni. Dar noi, cei care suntem aici, suntem foarte binecuvântați de Domnul. Și vă mulțumesc că v-ați lăsat cârmuiți de Duhul Sfânt să fiți aici cu noi în această seară. Sunt convins că Domnul până aici ne-a dat ceea ce aveam nevoie. Și cred că vom pleca de aici binecuvântați. Dați-mi voie să fac câteva anunțuri care sunt importante pentru biserică și vom încheia, frate, fraților care ne conduceți în cântări, frate Alex și grupul, pregătiți o cântare, vă rog, la urmă. Schimbă seara de 20, cât am zis eu, am spus, cred că 14, nu? Așa spuneam de dimineață că în sâmbăta de 14 februarie, la orele 6, am convocat toți liderii de la grupurile de laudă, liderii de la departamentele bisericii, de cor, fanfară, grupurile de laudă, media, de la Sunday School, dar schimbăm data. Schimbăm data, pentru că este Winterfest la North Carolina și cred că mulți tineri vor fi acolo. O să o punem cu o duminică mai târziu. Sau duminica de 15, după aia urmează cât? 22, așa-i? Sau o să schimbăm în data de februarie 21. O să punem în buletinul duminical de duminica viitoare și sigur că vă amintim, pentru că aș vrea să facem schimbări. Aseară ne-am întâlnit cu un număr destul de frumos de frați care m-au ascultat. Unii n-au venit și eu să stau de vorbă cu ei care n-au venit. Dacă sunt bine motivați, e fain. Dacă nu o să-mi dea niște motivații serioase, o să le mulțumesc frumos că nu m-au ascultat să vină. Oameni buni și oameni dragi, prima lucrare pe care Dumnezeu o cere de la noi este să-L ascultăm pe El. Amin. Orice! Noi nu putem să... Dumnezeu nu are nevoie de oameni care nu-L ascultă.
Gândiți-vă la un Avram, părintele credinței. Primul lucru care Avram l-a experimentat cu Dumnezeu este că l-a ascultat pe Dumnezeu. Sigur că ascultarea în relația noastră cu Dumnezeu și în relația noastră unii cu alții este extrem de importantă. Este extrem de importantă să ne ascultăm unii pe alții și să ne respectăm în al doilea rând. Sigur, să ne iubim în al treilea rând și să fim uniți. M-am întâlnit aseară cu un grup oarecare de frați și sigur că vom face schimbări la seara de marți, la întâlnirea de joi seara, la serviciile divine. Trebuie neapărat în 2015 să funcționeze biserica asta, organismul acesta. Biserica nu este o organizație, este un organism, e ceva viu. Și în biserică trebuie să existe viață. Și acolo în biserică trebuie să existe putere, voință și sigur, fapte, jertfire, slujire. Nu? Toate acestea trebuie să fie în biserică. Biserica suntem noi. Noi toți. Ne vedem cu ajutorul Domnului marți seara la rugăciune de la orele 8. Apoi aș vrea să rog tinerii că miercuri seara este repetiție de cor, începând cu duminica viitoare 1 februarie, dimineața vom celebra, vom serba împreună Sfânta Cină, cina cea de taină, așa cum este rânduiala bisericii noastre. În prima duminică din lună, la serviciul de dimineață, avem Sfânta Împărtășanie. La serviciul de seară este seara tinerilor. Începem și schimbăm puțin aspectul desfășurării serei numită Seara Tinerilor. Corul va cânta, fanfara va cânta, tinerii vor fi implicați în cântarea de laudă, în predici în limba engleză sau în limba românească. Vom implica tineri la serviciile divine, așa cum fratele Jacob a slujit în această seară, Dumnezeu să-l binecuvinteze. Dumneavoastră ar fi trebuit să spuneți un amin. Vom promova pe lângă Jacob alți tineri care să vină de aici, din biserică. Noi trebuie să creștem tineri din biserică. Noi nu putem să trăim numai cu oameni din afară. Noi trebuie să creștem tineri din biserică. Amen, amen. Yes, yes. Și trebuie să-i încurajăm. Trebuie să-i încurajăm. Nu să-i criticăm. Să ne rugăm pentru ei. Și apoi sigur că cred că frate Gianni Florin Câmpean va predica, nu? După câte știu, tăticul tău nu mi-a trimis un e-mail, este, cred că undeva în Africa, nu? Unde este plecat? Fratele e acasă? Ok. Deci, după câte am înțeles, duminica viitoare, seara, sâmbătă, pastorul Florinel Câmpean va fi la Eclesia și duminică seara o să predice la seara de tineret. Dar rog tinerii, Sebi, Gianni, tinerii să veniți miercuri seara la repetiție la orele 8 cu corul bisericii. Și duminica viitoare la seara de tineret, corul bisericii împreună cu tinerii să fiți aici 100 de oameni. Să cântați pentru gloria lui Iisus Hristos. Slăviți să fie Domnul. Spuneți amin cu toții, vă rog frumos. Yes, yes. Biserica spune amin la asta? Amin. Nu vreți asta? Nu vreți să cânte tinerii cu coriștii? Vă aducem pe dumneavoastră, mergem noi, ne coborăm noi odată jos și vă punem pe dumneavoastră să cântați în locul corului. Au să predicați în locul nostru. Iubiții mei, aș vrea să vă spun că adunarea generală noi nu o schimbăm, nu o schimbăm. Adunarea generală rămâne în duminica dimineața din februarie 15. Rămâne în duminica, pentru că schimbând atâtea lucruri ne le dăm toate peste cap. Nu, adunarea generală rămâne în a doua duminică din februarie, în data de 15 dimineața, după oara de rugăciune.
Anul 2015 este anul de familie, este anul familiei. Vă rog frumos, formularele cu privire la toate datele familiei dumneavoastră, vi le-am dat duminica trecută seara, le-ați avut dimineață în holul principal, aveți în seara asta la ieșire în holul principal, vi le-am trimis prin poștă, vă rugăm, aduceți-le la biserică și puneți-le acolo. În holul principal există acolo o masă frumoasă, puneți-le acolo și de acolo le vom ridica și vom intra în posesiunea lor, ori dați-le la frații din comitetul bisericii. Pentru că începând din luna februarie am să programez familii, am să sun familii cu care aș vrea în anul 2015 să am întâlnire, personal. Întâlnirile acestea sunt extrem de importante. Au dat roade foarte mari pe când eram păstor în Chicago, la Biserica Betania. Și vreau în 2015, în activitatea aceasta, familia creștină, să fie și această activitate, și anume întâlnirea păstorului cu fiecare familie din Biserica Philadelphia. Iubiții mei, aș vrea din toată inima să facem o rugăciune. Aveam pe inimă în seara asta, dar timpul este foarte înaintat și am să fac altă dată ce am vrut să fac în această seară. Am citit, mă uit pe internet mult și sigur că văd lucruri bune și rele pe internet. Cineva și-a luat el de la sine autoritate să pună pe internet principiile bisericilor penticostale sau apostolice. Și când am văzut acolo un număr ăla mare de principii, am văzut unul care m-a deranjat foarte mult. M-a deranjat enorm de mult. Și am zis eu, nu pot să las acest principiu fără să nu îl corectez în biserica unde o păstoresc. Și am să îmi iau timp, probabil într-un timp foarte apropiat, și am să vorbesc despre acest lucru. Că biserica penticostală, apostolică, are un statut, are principii de credință extrem de bine cunoscute, găsite în Biblie. Iubiților, un an întreg, 2014, am pus în fiecare buletin, la sfârșit, pe pagina a doua, câte o lecțiune cu toate aspectele credinței sau a principiilor bisericii penticostale. Noi ne numim Biserică Penticostală, Apostolică, și am vrea nu numai să ne numim, chiar să fim. Să fim cu adevărat o Biserică Apostolică Penticostală. Vă rog, este ultima lecție din cele 50 și ceva de lecții, este lecția din buletinul de astăzi, Botezul cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt. Împreună cu fratele Stelipan și cu fratele Alex Nicolae vom compila, vom pune toate astea la oaltă și vom face o mică broșură. O să o dăm la toți cei care predică, la toți cei care mânuiesc cuvântul Domnului în Biserica Philadelphia, și am vrea din toată inima să intre în posesia acestor lecțiuni, că eu cred că dumneavoastră, dacă vă întreb, nu aveți mai... Poate nu le aveți pe toate sau aveți parte din ele, am vrea să le punem toate într-o mică broșurică care să fie de vreo 50 și ceva de pagini. Care este un tezaur să avem mură în gură, cum spun eu, totul pus aici, pe pagina aceasta, se vorbește despre botezul cu Duhul Sfânt cu 10 de citate din Biblie, documentat biblic. Am vrea din toată inima să ne ajute Domnul să facem asta și să intrați în posesia acestei broșuri. Și sigur că cu altă ocazie o să mă ocup de ceea ce am vrut în această seară să fac. Timpul este foarte înaintat și n-am să fac seara asta. Aș vrea doar ridicați în picioare înainte ca să cântăm, să-mi dați voie să citesc versetul 31 din Fapte, capitolul 9. Aș vrea să mă ascultați foarte bine. Și dacă vreți să-l puneți și pe cele trei screen-uri, ar fi foarte fain. Aș vrea să vedeți în versetul 31 din Fapte 9, să vedeți patru aspecte a unei biserici apostolice. Să vedeți patru aspecte a unei biserici penticostale.
Biserica se bucura de pace este primul aspect. O biserică care nu se bucură de pace nu poate să fie o biserică a Domnului și nu poate să fie o biserică pentecostală sau apostolică. O biserică care să fie cu adevărat o biserică a Domnului, o biserică plină de Duhul Sfânt, o biserică în care lucrarea Duhului Sfânt să fie la ea acasă sau în floare, trebuie să se bucure. Amen, amen. Și apoi să se bucure de pace. Și dumneavoastră ar trebui să spuneți, amin! Iisuse, dă-ne pacea ta! Nu avem pace! Tu ești prințul păcii, Iisuse! Amin. Te acceptăm să faci ce vrei cu noi, dar pune noi pacea ta! Amin. În toată Iudeea, în Galileea și în Samaria, biserica se bucura de pace! Este primul lucru! Se întărea sufletește în al doilea rând! O biserică pentecostală, o biserică a Domnului, o biserică apostolică. Este o biserică care atunci când vine la oaltă, când vine împreună, se zidește sufletește, se întărește spiritual, se îmbogățește spiritual. Nu plecăm cum a venit, plecăm mai plin de Duhul Sfânt, mai plin de râvnă, mai încărcați de putere. Amin, biserică! Nu venim la spectacol aici. Venim să ne reîncărcăm bateriile care s-au descărcat. Pentru că ieșim afară, în întuneric, ne așteaptă diavolul cu toată legiunea de duhurile și ne atacă și noi avem nevoie de putere. De aceea venim la biserică să ne încărcăm. Slăvit să fie Domnul! Lăsați versetul ăla acolo. În al treilea rând, trăia în frica Domnului. Noi trebuie să plecăm de aici. Nu să ne fie frică de Dumnezeu, să ne fie teamă să fugim de El, ci să venim la El, dar să trăim cu multă grijă. Frică înseamnă aici să avem grijă, să împlinim ce învățăm la biserică. Nu numai să intre pe o ureche și să iasă pe cealaltă, ci tot ce Duhul Sfânt ne învață la biserică să punem în practică pășind pe parcarea bisericii. Punând cheia de contact în mașină, ajungând acasă, începând ziua de luni la lucru sau la școală, ce ne învață Duhul Sfânt la biserică, să punem în practică. Asta înseamnă să trăim cu frica lui Dumnezeu în noi. Să fie Domnul! Amin. Și apoi, nu în ultimul rând, cu ajutorul Duhului Sfânt se înmulțea o biserică a Domnului, o biserică pentecostală, apostolică, nu bate pasul pe loc, nu merge în regres, nu stă pe loc, ci merge înainte. Amin. Neapărat merge înainte. Oameni dragi, oameni buni, trebuie neapărat să ne controlăm noi individual pe noi înșine. Ce se alege de tot ce facem noi? Se alege ceva de tot ce facem noi? Ori toată lucrarea noastră este fânt, trestie, și paie, și lemne. Lucrarea fiecăruia va fi trecută prin foc. E sigur că, la urmă, tot ceea ce noi facem aici va trebui să fie de valoarea aurului, argintului și a pietrelor scumpe. Dumneavoastră înțelegeți, biserică, ce vă spune Duhul Sfânt acum. Tot ceea ce facem noi, așa cum spunea fratele, când ne va chema Domnul acasă, ce punem în spatele nostru, ce va fi? Lemn, fân și trestie? Ori aur, argint și pietre scumpe? Eu aș vrea să fie aur. Amin. Eu aș vrea să fie argint. Amin. Și eu aș vrea să fie pietre scumpe. Amin. Ați vrea și dumneavoastră? Amin. Dacă vreți, spuneți un amin. Amin, amin. Slăvit să fie Dumnezeu! Amin. O, aleluia! Doamne, ajută-ne! Biserica Filadelfia nu se intimidează înaintea diavolului! Nu ne este frică de El. Mai tare ca El este Dumnezeu. Amin. Și mai tare ca El este ce Dumnezeu a pus în noi. Amen, amen, biserică. Slăviți să fie Domnul. Așa, din toată inima, să știți că nu ne intimidează oameni care nu ascultă de Dumnezeu și care încearcă să saboteze biserica. Nu vă puneți pe invers cu Dumnezeu. Aveți grijă bine să nu vă luptați contra lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este cu oamenii care luptă împotriva bisericii Lui. Biserica asta nu este a unui om,
Biserica asta este a lui Iisus Hristos. El a murit pentru ea la cruce. Eu sunt păstor aici pentru un timp limitat. Și noi care slujim aici suntem pentru un timp limitat. Când o să mai fim noi aici, Iisus și Dumnezeu și Duhul Sfânt va pune pe alții care de unde. Și poate. Când stăm aici, vrem să apărăm adevărul lui Dumnezeu. Scriptura. Și Dumnezeu să ne ajute. Să trăim ce spune Scriptura, să vorbim ce spune Scriptura și să punem în practică ce spune Scriptura, oameni buni. Spune biserica amin la asta? Amin! Doamne ajută-ne! Frate Alex, veniți aici în față. Unul din lucrurile care aș vrea să le introduc în 2015, vom alege o cântare care o vom cânta cu toată biserica. La începutul serviciului divin și la sfârșitul serviciului divin. Toată biserica și băncile să tremure când vom cânta cântarea asta. Și nimeni nu va mai spune că nu știe cântarea, pentru că o vom cânta, cum spune versetul ăsta de aur, la început, vom alege câte o cântare și aia o vom cânta la începutul unui serviciu divin și la sfârșit, pe o lună întreagă. Da, le-am spus la tine de atâtea ori și vă spun acum... Ce credeți dumneavoastră că Dumnezeu are nevoie de 7, de 10 cântări să cântăm într-o seară? Băi, oameni buni, dacă am cântat o cântare de 7 ori, știți ce înseamnă cântare nouă? Să fie nouă inima. Aia înseamnă o cântare nouă. Că poate să fie cântarea nouă și inima veche, aia pentru Dumnezeu nu e cântare nouă. Pentru Dumnezeu cântare nouă este când o cântăm cu o inimă nouă. Aleluia! Să cântăm o cântare nouă în seara asta. Și să sfârșim cu rugăciune. Doamne ajută! Amen, amen. Amen, amen. Thank you so much. Haideți să cântăm. Nădejdea mea e Dumnezeu, puterea Lui e mare. See.
binecuvânteze Biserica Philadelphia și să se bucure de pace. Să se întărească sufletește. Să umble în frica Domnului și să fie, să se mulțească cu ajutorul Duhului Sfânt. Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Cu toții plecăm capetele și ne rugăm Domnului. O, Tatăl nostru care ești în ceruri. Toți care venim aici, Doamne, venim ca un singur suflet. Mulțumim din toată inima pentru că ne-ai binecuvântat și în această seară. Din toată inima, Doamne, ești gata.